Marius, va fi greu cu Pindia. Orice meci este greu. Abordarea noastră va fi aceeași. Chiar dacă n-am reușit să ne întoarcem de la Sibiu cu punct sau puncte, asta este viața a noastră în fotbal. Câteodată îți iese, câteodată nu. Va fi un meci greu, va fi un meci greu, mai ales ținând cont de rezultate care le-au în ultima perioadă. S-au reorganizat, sunt destul de bine organizați în teren. Echipă bună. E clar că vor veni să joace defensiv. Ceea ce au Nu, făcut și în Giurgiu. nu știu exact cum ar aborda meciul cu noi, dar ținând cont de ceea ce s-a întâmplat anul trecut, am luat bătaie categoric cu 3-0 aici, nu știu exact să spun cum vom aborda. Pot să spun doar cum voi aborda eu, dar cred că știți cu toții. Ne mai interesează numai victoria. Vor fi schimbări față de forma de stat pe care ai alineat-o la Sibiu? În momentul acesta nu. Dacă dă Dumnezeu să fim sănătoși până la sfârșit de săptămână, probabil nu vor apărea. Numai în cazul în care îmi va aplica un jucător sau altul. Deci e în calcul și această posibilitate, nu? 100% o iau în calcul pentru că sunt discuții foarte avansate și în momentul acesta există posibilitatea să plece unul, chiar doi. La cine te referi? La doi jucători. O fost și Nu Dudanzi? știu, nu pot să dau nume de. Dar soluții sunt, nu? Pentru Sunt, meciul ăsta. nu sunt, trebuie să găsim. Asta este datoria noastră a antrenorilor, să găsim variante de nimic. Cât e de greu să motivezi jucătorii, adică să-i capacitezi din nou, având în vedere ceea ce a fost la Sibiu? Un penalt inventat, un rezultat nedrept? Și așa aveam noi destul de pe cap cu din punctul ăsta de vedere al motivației, pentru că să motivezi un jucător care este cu gândul numai la plecat, care primește oferte zi de zi sau cel puțin, eu știu, sume incomparabile cu ceea ce putem noi oferi, mi-era destul de greu. Și culminând așa cu eliminarea din Cupa Europeană, cu aceste oferte, cu aceste genul, o fost o trebuia să transfere, a fost la viza medicală, după care a picat transferul. Ce puteți să-i spună un jucător care câștigă de 6 ori mai mult decât la Botoșani? 10.000 de euro. Ce pot să-i spun eu un jucător care știe că trebuia să dea, să semneze, să transfere la o echipă importantă, dintr-un campionat bun, și a doua zi, numai când toate actele erau semnate din partea noastră, el trebuia doar să mai facă viza medicală să semneze. Vă dați seama că este dermat din toate punctele de vedere, de asta nici nu am preferat să nu joc cu el la Sibiu. Mi-este foarte greu să-l capacitez, dar probabil încheiindu-se această perioadă de transferuri acum pe săptămâna aceasta, ceea ce va urma, probabil se vor liniști și vă da seama că până la urmă sunt aici și trebuie să o facă la fel cum a făcut-o anul trecut. Deci anul trecut am fost tot așa dezechilibrat în această perioadă, pentru că toți erau cu gândul la plecare. Am și pierdut câțiva jucători în acea perioadă, mă refer la Rugenda, vârfului de formă, am pierdut un Golovka, am pierdut un Soleidis, am pierdut jucători tot în aceeași perioadă și mi-a fost greu și mie, dar sunt ferm convins că băieții au puterea de a reveni la ceea ce au fost anul trecut. Ce i-a spus lui Chivolete sau ce ți-a spus el? Cum a motivat decizia de a da penalti? Eu nu spun pe Andrei, n-aș vrea să vorbesc că probabil ar fost o alegere inspirată din punctul meu de vedere, pentru că n-ai voie să dai în minutul ăla. Dai dacă este corect, n-am nimic împotrivă. Poți să dai și minutul 1 și minutul 94 penalti, departe de minutul acesta. Numai dacă într-adevăr este ceva clar, ceva într-adevăr fault evident. Dar din punctul meu de vedere, n-a fost. N-a fost. Și atâta vreau să spun. Nu vreau să intru într-o polemică cu Andrei, pentru că îl respect prea mult și n-aș vrea să spun ceva care să-l jignesc. Având în vedere că sunt deja 3 jocuri consecutive fără victorie, sunt condamnați băieții pentru să câștige acest meci? Având în vedere că vine și pauză, la asta Asta mă refer. e, una e să abordezi pauza aceasta de 2 săptămâni cu o victorie și una e cu un alt rezultat care, din punctul meu de vedere, nu este ok. Dar în viața unei echipe se mai întâmplă și astfel de momente. Important e să fii puternic, să treci peste ele. Nu este un moment de criză, suntem pe locul 5 în România. Este prima înfrângere în ultimele 6 etape. Așa că nu e niciun fel de problemă. Nu văd o criză din punct de vedere. Singura problemă mea este din punct de vedere mental, pentru că unii nu sunt cu gândul aici și îi înțeleg, pentru că visul lor nu a fost să joace la Botoșani, nici sau toată viața la Botoșani. Îi înțeleg, au venit aici crezând că
și sperând să facă și așa cum a făcut-o destul de bine, iar când va veni o ofertă bună pentru ei, să fie lăsat să plece. Și automat, acum că sunt puțin bolversat, dar repet, încă o dată, îmi doresc tot sufletul să încheie această perioadă nebună din viața lor și din viața mea, pentru că ne afectează pe toți. Iar după ce se va încheia această perioadă, în felul, probabil se vor reașeza toate și vor intra pe un făgaș normal. Mulțumesc Mulțumesc! pentru